Dragi cetățeni, schimbările profunde intervenite în viața noastră de stat în cursul anului au fost încoronate prin marile evenimente ale zilei de ieri. Abolirea instituției monarhice înseamnă eliminarea unei credeți serioase în dezvoltarea României pe calea democrației populare. De aceea, muncitorii cu brațele și cu mintea, de la orașe și sate, au primit cu un sentiment de profundă bucurie libertatea ce și-au câștigat-o, de a-și putea înfăptui forma de stat care să corespundă nevoințelor lor pe drumul progresului social și al asigurării independenței și suveranității naționale. Ei s-au și folosit din prima zi de dreptul cucerit, votând prin reprezentanții lor în Parlament legea istorică, actul de naștere al Republicii Populare Române. În fața poporului nostru, acest act deschide căi noi și perspective luminoase, înarmându-l pentru eforturile de întărire și dezvoltare economică, politică și culturală a Republicii Populare Române. Dragi cetățeni, intrăm în anul cel nou, anul 1948, într-un moment de întețire a luptei între forțele progresului, ale democrației și păcii, pe de o parte, și forțele imperialiste care vor să pregătească aruncarea popoarelor într-un nou dezastru, pe de altă parte. Intrăm în acest an sub semnul marilor acțiuni duse de poporul francez și italian, în frunte cu eroicile lor clasă muncitoare, care luptând pentru pâine și drepturile lor sociale, își apără suveranitatea țărilor. Intrăm în acest an în momentul când popoarele chinez, indonezian, spaniol își apără cu arma în mână dreptul lor la o viață independentă și liberă și când poporul grec a instalat guvernul său democratic în frunte cu viteazul general Marcos în luptă împotriva cotropitorilor imperialiști, străini și agenților lor greci. Noi suntem siguri că în anul 1948 vom ajunge victoria eroicului popor grec, precum noi nu avem nicio îndoială asupra victoriei în lupta popoarelor pentru independența lor națională, pentru pacea trainică și suntem mândri că poporul român este un factor activ în lagărul antiimperialist și democratic în lupta pentru o pace durabilă și democrație populară. Trebuie să ne fie clar că pentru a putea consolida drepturile cucerite de popor, Republica noastră populară, noi trebuie să mergem înainte pe calea înfăptuirii unor noi reforme și realizări. Trebuie să adâncim și să dezvoltăm elementele democratice ale vieții noastre economice. Trebuie să ridicăm nivelul de viață materială și culturală a poporului muncitor prin sporirea producției industriale și agricole, prin realizarea reformei fiscale, înzestrarea cu unelte și mașini agricole a țărănimei muncitoare. Noi trebuie să realizăm democratizarea deplină a învățământului nostru. Acest an va trebui să aducă o bună organizare a cooperației la sate, care să fie pusă în slujba țărănimei muncitoare. În același timp, trebuie să aducă o lărgire a activității cooperativelor la orașe și sate și a noului comerț de stat, care vor asigura o mai bună circulație a bunurilor și vor feri masele populare de manoperele speculanților. Vom realiza în fapt reforma justiției prin intrarea în funcțiune a noilor asesori populari aleși de popor. Vom realiza reforma administrativă care să asigure o reprezentare democratică de jos în sus. Dragi cetățeni, încheiem un an de mari greutăți, dar și de mari realizări. Avem multe de înfăptuit și ne este clar că nu putem înfăptui nimic fără muncă intensă și luptă hotărâtă împotriva celor ce stau în calea dezvoltării țării noastre.
Noi avem încredere nestrămutată în forțele înnoitoare ale poporului nostru, în voința sa de neclântit de a merge înainte pe calea luptei pentru consolidarea și dezvoltarea democrației noastre populare, a asigurării suveranității și independenței Republicii noastre populare, patria celor ce muncesc, împotriva tuturor celor care ar încerca să se atingă de ea. Suntem siguri că vom izbuti. Uniți cu toții, vom merge din victorie în victorie. Vă urez, dragi cetățeni, un an nou cu spor la muncă și noi îndemn. Înainte, pentru un viitor fericit și luminos, pentru scumpa noastră Republică Populară Română, pentru oamenii muncii manuale și intelectuale de la orașe și sate.